Și bine v-am găsit la un nou episod din Suicide Guy. Hai să continuăm să vedem ce reușim să facem. În episodul de azi vom continua cu următorul nivel. După cum știți, data trecută am rămas undeva la un carnaval și nu știu exact ce trebuia să facem acolo, dar asta urmează să aflăm în acest episod. Oricum, înainte să pornim, vreau să vă mulțumesc din suflet pentru ceea ce ați făcut la episodul de ieri, pentru că am văzut că s-au strâns peste 18.000 de like-uri și am rămas așa un pic șocat când am văzut chestia asta, pentru că în același timp s-au strâns mai multe like-uri decât ieri. Gen într-un timp mai scurt, așa că incredibil, absolut incredibil, dar pe bună dreptate, pentru că jocul ăsta chiar merită. Adică e un joc de 4 euro, dar la o calitate superioară și la o calitate foarte bună în același timp. Bun, hai să vedem. Deci obiectivul nostru cred că va fi să câștigăm acest premiu de 10.000 de puncte. Avem aici un premiu de 5 puncte și avem un premiu de 100 de puncte. Până la urmă trebuie să ne omorâm, trebuie să-l trezim din somn și singura modalitate de a-l trezi din somn cred că este să tragem cu RPG-ul ăla, să ne tragem la picioare, mă gândesc. Dar avem diferite metode de a câștiga premiile. Cum ar fi ăla, probabil Game Station-ul ăla de acolo, mai sunt niște chestii pe lateral, uite alea. Și sunt, e Game Station-ul ăsta de aici. Hai să pornim cu ăsta. Ok, ne dă niște mingi și trebuie să aruncăm în rățuște. Aoleo, nu sunt bun la jocuri de genul ăsta. Uite, am nimerit o rățușcă. Ah, hai încă o rățușcă, te rog. Nu, un singur punct. O să iau mingea asta de aici. Bum, rățușcă, 2 puncte. Ah, uite, merge și cu asta, de ce nu. 3 puncte. Hai încă o rățușcă, încă una, 4. Mai am vreo una pe aici, vreo ceva de aruncat. Nu mai am nimic. Vreau premiu. Pe bune? Un singur tichet, unul. Oh my god, sper că nu-i doar un. Ba da, e doar unul. Glumești, cum aș putea să strâng 10.000 de astea? Ok, hai să-mi cerc noroc pe aici. Se dau cu pumnul? Mi-a dat 2. Ok. Hai să le punem. Bă, măcar să iau praștia aia de 5 puncte, știi? Adică măcar atât aș fi fericit. Dar cu praștia poate aș putea să sparg geamul la ăla? Mă gândesc, adică cred că ar fi și asta o soluție. Să mai dau un pom. Ah, pot să mă așez cu burtoaca pe el direct. Îmi dă câte 2 tichete ăsta. Și avem acum 4 și cu încă unul o să avem 5. Super tare. Hai să-l punem și pe ăsta. Și nu uitați să apăsați și butonul de like dacă vă place joculețul și bineînțeles dacă vă doriți să îl terminăm, pentru că nu are foarte multe nivele și eu zic că ar merita. Și acum am luat praștia. Am luat cu praștia să-mi fie mai ușor. Na, nu merge să le sparg pe alea. Cum fac eu să câștig mai bine? Hai să vedem astea dacă ne fac ceva aici. Să ne vor da oare ceva? Oh, shit. Pe aici, prin spate, nu e nimic. Dar vedeți, chestiile astea parcă nu sunt conectate. Adică ele nu funcționează, deși ar trebui să funcționeze și să-ți dea tichete și ele, da? Nu. No. Deci, cred că doar alea. Cred că doar castelul ăla și cu asta. Ia să văd. Asta îmi dropează, dar gen, cred să strâng 100 de astea? Hai să vedem aici, dacă facem un scor bun cu asta, poate ne dă mai mult. Dau un... Uite că e mai ușor acum. 4, 5. Hai, merește-le. 7, 8, 9, 10. Mamă, frate, cum trec, asta e nebunit. Și jos sunt și mai greu de luat, știi? Aoleu, uite ce viteză au. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Asta n-aș fi putut să fac în mod normal. Ah, uite mă, mi-a dat un ticket de 100. Nu, mi-l dă pe ăla direct. Ah, frumos, poate mi-dă și un ticket de 10.000 direct, ha? Ah, păi așa mai vii de acasă. Oh my god. Ah, asta nu-mi dă decât de astea de 1, frate. Ah, ce face cu alea? Uite aici e șmecheria. What the fuck? Cred că am pierdut aia. Sper să nu se băguiască. Fii atent, fii atent. Păi așa, mai vii de acasă, adică, da? Dar așa nu le ratezi pe niciunele. Adică, gen, oricât de rapid ar trece, le nimerești. Poate îmi dă una de 10.000 dacă fac un scor atât de bun. Fii atent ce viteză au astea. Dar n-ai cum să le ratezi, frate, așa. 46, 47, 50. Ah, frumos. Hai, dă și mie o chestie acolo bună. Cât? Stai așa că scrie pe el. 5.000, mi-a dat jumate. Bă, asta e bine. Dacă mai fac o dată, poate mai dă. Ok, și mai avem nevoie de încă jumate. Un ticket de 5.000 și ar trebui să ne dea RPG-ul.
Boom! Ia să vedem cum explodează. Mamă, frate. La picioare, direct. Boom! Destul de tare. Nivelul ăsta mi-a dat crash de vreo 10 ori până acum. A trebuit să-l refac de 10 ori, dacă vreau să credeți. De-aia a fost tăietura aia în video, n-am avut ce să fac. Jocul crashește destul de des. Deci dacă o să mai vedeți tăieturi de-astea, n-am ce să-i fac. Bun, hai să trecem la următorul. La nivelul cu vaca. Ce o să fie... Oh, avem o vacă. Și avem și muzică. Hei, vacă! Ah, pot să mut vaca. Ok, asta e de bine. Stați așa o secundă. Să vedem unde mutăm noi vaca asta. Și avem... avem un frigider. Nu știu dacă trebuie să... Nu cred că trebuie să punem vaca sub frigider, ca să o să fie destul de nașpa dacă pică frigiderul pe ea. Dar văd eu deja o chestie până ar trebui să mă urc, cred. O să pun vaca aici. Ne folosim de vacă. Ah, nu merge. Ah, uite ceva aici. Stai așa că am văzut acum. Ok, asta e ceva. Asta merge împinsă doar în față și doar în spate. Ok, deci pe asta poate să cadă pe poate să cadă frigiderul pe ea. Dar cu ce mă ajută asta? Pot să mut vaca asta aici, oare? Ah, uite mă că merge. Ia stai. A, mă, că a mers. Și acum frigiderul ăla pică acolo. Dar n-aș putea să pun vaca acolo pentru că nu mai pot să mă urc după aia. Să dau drumul la frigider. Aha, asta e șmecheria. Dar... Aici pot să sar în partea cealaltă? Uite că merge. Trebuie să-ți dai seama cam cât de mult poți sări. Să-l împingem. Nu știu dacă a fost ideea cea bună, dar da, nu cred că mă afectează cu nimic. Asta de aici... O lupă. Ok, asta ce face? Dă jos scara. Ah, ca să ne putem urca rapid aici dacă vom avea nevoie. Păi asta e în regulă atunci. Bun, acum ăsta poți să-l rotești tu cum vrei. Se aude, se băguiește, parcă se băguiește frigiderul cumva. Dar e în regulă. Cred că ar trebui, ia stai. Pot să dau eu cumva, de ce ăsta de aici nu mai pot să-l mișc pentru că frigiderul e mult prea greu. Dar cred că ar trebui să mă urc înapoi. Să dau frigiderul de acolo. Să pun vaca pe chestia aia, pentru că e o zonă liberă acolo. Vedeți voi? Opa, ne-am urcat aici. Ridicăm frigiderul. Și trebuie să dau ăsta în jos. Sper că merge. Ok. Acum, se ia vaca de aici. Se pune vaca aici. Frigiderul acum știu că va pica unde trebuie. Stai vaca acolo. Iar în rest, cred că e în regulă. Ia, ce asta, nu-i nimic. Bun, ne urcăm aici. Puzzle-urile încep să devină din ce în ce mai grele. Adică observați și voi că nu mai e atât de ușor precum era în nivelele celelalte și deja începe să devină greuți. Dar asta nu e problemă. What? Nu mă așteptam la asta. Ok, mai pică vaca înapoi? Aparent nu. Și acum ce? Da, am înțeles. Trebuie să dai cu lupa. Știu că făceam și când eram mic chestia asta și mă jucam cu lupa. Dacă dai soare în lupă, vei putea să... Hai te vezi? Vei putea să o folosești ca să arzi chestii și trebuie să ardem frânghia. Asta a fost. Și acum mai avem vreo folosire pentru această lupă? Nu. Să las lupa acolo. Să vedem ce e înăuntru aici. Artificii. Dar nu pot să le iau. Să încerc să le dau cu lupa și pe asta să vedem. Cred că o să, dar cu ce mă ajute pe mine? Eu trebuie să mă omor, practic, și artificiile nu te vor omorâ. Doar că le dau și mă duc repede spre ele. Oh, shit, a luat foc totul. Ok, asta cred că ar funcționa, să se mărcă în foc. Aha, asta merge. Ok. Bă, asta a fost destul de bine, a funcționat să ne omorâm în foc. A fost un piculeț mai ușor, parcă ăsta, ce-i drept. Hai să trecem la următorul, la 18. Să vedem cum e și ăsta. Cum este nivelul 18? E un dragon. Nimic ciudat. Da, ce vise are și ăsta, frate, cu dragoni, cu nebunii. Stai că am văzut o statuetă de aia. Și aș vrea să o iau. Ce trebuie să facem noi cu dragonul ăsta? Mă gândesc că te duci lângă el și te va mânca, nu? Adică e un dragon. De ce ar fi o mașină de spălat? Nu știu. Domnul dragon? Ce faceți, domnul dragon? Mamă. Și cu muzica asta creepy?
Ok. Ce e aici în spate? Vreau să văd. Ceva oase. Aaa, trebuie să-i faci... Trebuie să-l trezim. Trebuie să-l trezim, cred. Să-l enervăm. Să ne mănânce. Că el doarme acum, nici măcar nu ne aude la cât de mare e. Vă dați seama, noi suntem ca o furnică. Trezește-te! Trezește-te! Nu vrea. E un vecio acolo. Care-i fața cu mașina de spălat, totuși? O să trage apa. E un vecio în mijlocul pustietății. Dar văd o cutie mai sus. Cred că trebuie să ne urcăm pe aici. Hai să mergem repede, repede, jur. Ne urcăm, uite așa. Ah! Am văzut acum. Uite aici trebuie să ne ducem. Și să vedem ce e. Ce găsim noi pe aici, pe sus. Un ceas. Aaa, trebuie să-i faci gen... Cred că trebuie să pui cât mai multe chestii să-l deenerveze. Și acum dacă le punem pe astea două... aproape se trezește, vedeți că își deschide ochii? Parcă nu își deschidea așa ochii înainte. Da, 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 da. Aaa, trebuie să mai facem rost de chestii care să-l enerveze. Oare mașina de spălat e una din ele? Da, așa să văd. Că merge. E că nu produce ea cine știe ce zgomot, dar mă gândesc că poate ar funcționa. Ia să vedem. Deci punem mașina de spălat. Dăm ceasul. Și dăm și ăsta. Se trezește? Aproape s-a trezit. Ce mai trebuie? Mai trebuie ceva. Mai am unde să mă duc? Stai să văd aici sus, dar practic de aici noi am venit, deci nu cred că mai e ceva ce l-ar putea enerva. Aaa, dar radio-ul ăsta e în toate nivelele. Hai să încerc, e singura chestie pe care o mai avem în nivel care ne-ar putea ajuta. Sau poate trebuie să tragem și apa, gen. Nu cred că aude el apa asta pe care o trag eu de aici, dar hai să încercăm. Am tras apa, nu cred că o aude. Ăsta. Lăsăm aici. Mașina de spălat. Ceasul. Și ăsta. S-a trezit! Bălei! Mamă, ne prăjește! Voi vă dați seama să vă prăjească un dragon? Frate! Asta da modalitate de a muri. Să vă prăjească un dragon. Ok, următorul este... Stai să mâncăm și noi burgerul ăla. Următorul nivel e ceva, o fabrică, ceva nucleară, nu știu exact. E interesant că totuși poți să mănânci chestiile astea, dar... Na. Bun, hai să trecem la nivelul 19 și să vedem cum e acesta. Ce e asta? Un buton acolo. Și că n-am permisiune să intru. Ok, e un mare ochi care se uită la noi. Ah, e peste tot. Are sunet de la de Google Translate. You shall not pass. Ok. Sunt multe calculatoare pe aici, mă gândesc că... E un de-ala nuclear, mă... Și bă, butonul din mijloc cred că e... Cred că e bomba nucleară sau ceva. Așa arată. Să mă arunc? Oh. Bă, dar e mare locul ăsta, frate. E chiar imens. Uite, vezi? Sunt unele puzzle-uri care încep să devină dificile, dar... Na, nu știu. Ia să vedem aici. You shall not pass. Păi... Aaa, ok. Frate, nicăieri n-am voie să pass, gen. Ce fac? Să verific pe aici, prin zona. Hai, tot pot să iau ăsta. Aaa, stai așa. Hai să vedem dacă merge chestia asta. Dacă ar merge, e destul de stupid. Lol. Nu cred că funcționează așa în viața reală. Dai cu de-asta pe el și gata, el nu mai vede nimic. Păi așa, practic, aș putea să mă întorc înapoi de unde am venit, să dau pe la mare și mă las să apăs butonul, nu? În principiu, așa ar trebui să funcționeze. N-am permisiune, ia. Ia de aici. Păi așa trec de toate, frate, le vopsesc pe toate. Și mai blochează-mă tu să trec. Acum o să fie ușor cu ăsta. Văd unul acolo sus. Da? You don't have permission to enter. Fața e că e ceva la mijloc cu radio-ul ăsta, pentru că radio-ul ăsta apare în toate nivelele și nu știu exact de ce.
Asta e faza, nu înțeleg care e motivul. Unii dintre voi mi-ați spus în comentarii că ar fi ăla îl face să doarmă în viața reală și de-aia îl vede și în vis. Știți că în momentul în care voi dormiți, dacă aveți niște, nu știu, să zic că ai un televizor pe fundal care a rămas pornit, ai șansa să, ce zice la televizor, să-ți apară în vis. Oh my god, până și pe scară îmi pune, unde e? Acolo. Oh shit, trebuie să ajung acolo cumva. Ok. Cred că trebuie să mut astea. Dar ar trebui să fie destul de ușor. Le punem aici. Luăm ăsta și ajungem repede acolo. Da, nu e mare chestie. Dar ajunge de aici până acolo, rază? Nu prea. Trebuie să încerc să sar. Hai că a mers. Dar unde era? Ah, scara asta din față. Așa, hai să ne urcăm repede pe ea. Și... sector 4. Nu-mi zic că și aici e la fel. Nu, e ok aici. Bun. Mergem mai departe. Bă, foarte interesant. Asta îmi place la jocul ăsta, faptul că fiecare nivel e diferit și în fiecare nivel faci altceva. Adică niciodată nu se repetă. Și, sincer, după ce terminăm jocul, sper să mai lanseze DLC. Sincer. Virus. Avem un virus. Cred că trebuie să infestăm sistemul ca să ne lase să facem ceva. Ok. Am dat drumul la o scară. A, și asta ne face să ajungem mai repede în spate acolo. Cred că m-am mai pot urca, da. Și să infestăm sistemul cu virus. Hai să vedem. Fața că el nu mă lasă aici să ajung. Cred că trebuie să-mi iau extintorul să vopsesc. You don't have permission. A, uite, am găsit ceva aici. Era o chestie de aia acolo. Bun, m-a dus să aduc extintorul. Nu cred că ai cum altfel. Să ții minte că am lăsat discheta aia acolo. Mergem aici sus. Nu cred că pe ăla mare merge să-l vopsesc, dar o să încerc. Mergem și luăm extintorul repede, repede. Bă, cum arată pe aici, ești nebun? Ok, unde e? Da, nu contează, sunt mai multe aici oricum. Cred că ți le pune în caz că l-ai pierdut pe ăla? Să poți să-l folosești. Nu, la asta mare nu merge. La asta mici merge. Insert floppy. Uite aici trebuie să băgăm discheta. Dar eu am văzut o chestie acolo, vreau să o iau. Am văzut-o exact înainte să închidă ușile. Uite-o. V-am zis eu. Totuși ăsta nu vreau să rămân aici. O să-l las afară. Luăm virusul și mergem și băgăm virusul acolo în locul ăla, în floppy. Chiar mai are cineva floppy în ziua de azi? Sunt curios. Virus. Dischete, frate. Pe vremea mea atunci erau dischetele la putere. Și avem niște memory internal. Astea sunt harduri, cred. Ca SSD-uri ceva. Oh, s-a stricat roboțelul. Ce păcat. S-a stricat roboțelul. Cred că l-am stricat de tot. Acum s-ar putea să ne lase să intrăm acolo înăuntru. Domnul roboțel, te-ai stricat? Da, s-a stricat. Nuclear fission. Fission? Mă gândeam că fusion, poate da. Nuclear fission. Ce se întâmplă? Oh, v-am zis eu că era bomba nucleară. Bă, semna mult prea bine. Oh my god. Bubuie tot în jur. Și astfel am murit. Și trecem la următorul nivel. Bă, nu știu câte mai avem. Stai așa să mă uit. Nu pot să mă uit de aici, dar pot să mă uit de aici. 21, 22, 23, 24, 24? Cred că 24 sunt în total. Ce puțin momentan, v-am zis. Eu sper să mai adauge DLC-uri, dar na. Bun, numărul 20. Hai să vedem nivelul cu numărul 20. Asta arată ca un, cum îi zice, mă, un collider de la Particle Collider sau ceva de genul, parcă îi zice. Așa seamănă. Ok. Și ce se întâmplă? Să ies pe aici? Se întâmplă ceva. Bă, se unesc alea. Stai, ce? System Activation, dar gen, de ce? Ah, uite, vezi, se întâmplă ceva acolo în mijloc. Iar eu, da, mă, asta e, mă, un collider de la de particule, dar eu trebuie să fac cumva să stric ăsta. Ok, mai avem o încăpere acolo și văd deja ceva care m-aș putea ajuta. Uite ăsta. Sigur. Nu? Sigur credeam că merge.
Ah, uite mă că merge. Unele merge, la unele obiecte merge să le apuci, la unele nu. Dar la asta merge doar să-l împingi. Ceea ce tot e în regulă. Să ne urcăm pe aici, ne urcăm pe aici. Hopa sus. Și ce e aici înăuntru? Mam. Ok, luăm asta. Oh, oh, ne-a blocat înăuntru. Sparge geamul. Ce e asta? What the fuck e asta? Și cum mai ieșim noi de aici? Nu-mi zic că e blindat geamul, sper că nu e. Nu e. O să arunc ăsta jos, poate am nevoie de el. Nu știu dacă o să am nevoie de el, dar nu știu ce e asta. Hai să vedem dacă trebuie folosită la început, acolo de unde am pornit. Mă gândesc că asta ar trebui. Bă, dar unde scări? Ah, nu mai sunt scări. Trebuie făcut ceva cu asta aici, cred, nu? Nu e nicio chestie în care să poți să pui ce-i drept. Adică, ia stai să pornesc ăsta acum. Poate că am luat aia, se întâmplă ceva? Ok. Dar am dat drumul din nou să vedem ce se va întâmpla. Și activation. Nu se întâmplă nimic diferit. Cred. Nu se întâmplă nimic diferit. Practic chestia apare și dispare. Nu, noi trebuie să facem ceva cu asta și nu știu exact ce. Hai să mă uit pe aici să vedem dacă am ratat vreo zonă în care ne-am fi putut duce. Oh, acum înțeleg. Fiți atenți, că am mai văzut acum. Deci asta de aici, putem noi să o mișcăm. Să nu zici că trebuie să bag chestia înăuntru. Pentru că vezi că acum o să putem să sărim acolo, cred. Cred? Habar n-am. Dar altă zonă pe aici nu mai văd. Deci asta e cam singura zonă pe care am descoperit-o. Și dacă luăm ăsta, hai să merg să-l pun acolo ca să-mi fie accesibil. Și cred că trebuie să-l arunc înăuntru, să se strice. E un fel de chip ceva, habar n-am. Chestiile astea sunt complexe rău de tot. Aaa, și stai așa, unde mi-e ciocanul? Ca să putem să ieșim mai repede pe geam, ne luăm ciocanul și vom sparge geamul ca să ieșim direct, știi? Și avem mai mult timp la dispoziție, așa nu mai stau să oculesc tot. Cel mai bine. 1, 2, 3. Și vedeți că eu am pornit deja. Asta e faza. Dar ăsta mă gândesc că trebuie să-l arunc acolo. A? Sper că merge, sper că merge. Oare? Bă, l-am aruncat, se întâmplă ceva. A! Oh my god, cred că s-a făcut ceva, s-a întâmplat ceva grav. O gaură neagră sau ceva. Că ne-a tras acolo. Ok, asta trebuia făcut, aparent. Următorul nivel, ce e asta? Un fel de... un fel de pastilă ceva. 21, hai să mergem să vedem. E un fel de pastilă. A, nu e nicio pastilă, e un zeppelin. Wow, frate, cât de mișto e! Și merge? A, uite, putem să-l rotim. Ok, putem să mergem în față de aici. Dar unde trebuie să mergem noi mai exact? Nu știu, hai să-l oprim și să începem să-l explorăm. Ce găsim noi pe aici prin jur? Trebuie să nu mă grăbesc, știi, cu lucrurile, pentru că n-am de ce. Adică vrem să savurăm jocul ăsta cât mai mult. Mamă, ce tare e! Și aici ai un geam. Mă gândesc că ar trebui să spargi cumva geamul să intre aerul. Cred că asta ar crea destul de mult haos. Mă gândesc. Dar avem niște chestiuțe aici. Bă, credeam că asta ar trebui făcut, dar aparent nu. Am văzut acolo ceva. Stai așa că o să mergem și acolo imediat. Poate dacă pun suficientă greutate pe geamul ăla de jos, poate se sparge la un moment dat. Vreau să iau chestia asta. E o nouă statuetă. Nu știu exact ce faci cu statuetele. Adică momentan nu mi-am dat seama dacă există vreo folosință pentru ele sau dacă nu. Dar vreau ca toate astea să fie puse aici. Pe geam. Cred că ar fi o soluție. Altfel, de ce mi le-ar fi dat? Nu? Nu se întâmplă nimic cu el aici. Bă, nu știu. Hai să ne întoarcem. Poate trebuie să mergem undeva exact. Ce e diferit pe aici?
Ce e ceva diferit? Ceva ce arată diferit, ceva ce... Sunt niște păsări acolo. Sunt întâlnit cu păsările alea, oare? E și o clădire diferită, uite-o, vedeți? Deci o clădire diferită aici. Poate trebuie să intrăm în clădirea asta, mă, să facem impact frontal cu ea. Că am mai avut chestii de genul ăsta, de exemplu aia cu planeta, tot așa trebuia să intrăm. Pentru că, vedeți, clădirile celelalte parcă sunt netexturate sau ceva, dar asta e texturată. Dar trecem exact pe deasupra ei. Singura cealaltă variantă la care m-aș putea gândi ar fi acele păsări. Gen, să intrăm în acele păsări și să creeze vreo problemă? Să ne spargă geamurile? Hai să încercăm să le prindem. Asta e că nu știu dacă sunt suficient de sus. Aici nu eram suficient de jos pentru clădirea aia, dar aici nu sunt suficient de sus, cred. Dar voi încerca să le urmăresc, vedeți că ele merg prin tot orașul. Și trebuie să facem impact cu ele, uite-le. Ha? Se întâmplă ceva? Wow! Ce-au făcut astea, mă? Mi-au intrat în ăsta? Ia stai așa. S-a întâmplat ceva? Wow! Uite-le! Au intrat în balon! LOL! Stai așa că cred că... Cred că mi se desumflă... Aoleo, câte sunt! Ieșiți! Cred că îmi desumflă balonul, mă! Și mă prăbușesc, corect? Cred! Oh! Bă, cred că suntem mai aproape de clădirea asta acum! Da, așa că o să trebuie să se întorc atunci. Dar unde-s păsările? Au intrat toate în chestia asta mea? Da, uite mă, coboară, fii atent, stai că întoarcem. Cred că acum o să fie... Dar nu e doar una, sunt mai multe. Uite, și aia din față e la fel. Cred că până când ajungem noi acolo, balonul nostru va fi suficient de coborât încât să intrăm să facem impact frontal cu clădirea aia, mă gândesc. Cred. Sau poate trebuie să mă duc... Ia stai puțin. Poate eu trebuie să mă duc să scot ciocurile lor de acolo manual. Pentru că ați văzut că ele rămăseseră blocate. Da, uite, vezi? Cred că trebuie să mă duc eu lângă ele să le scot. Și cu cât le scot mai mult, cu atât balonul coboară mai mult. Lol, frate, cine s-ar fi gândit la chestia asta? Ieși, ieși afară. N-ajung la aia. Mă duc la una la care ajung, uite, asta de aici, de exemplu. Lol. Ieși afară. Și trebuie să coborăm cât mai mult balonul. Vezi că el nu se prăbușește, practic, deci doar cât coboară, cât de sus e poziționat. La aia n-ajung, frate. Mai e vreuna la care pot să ajung? Nici la aia nu cred că ajung. La asta de aici o să ajung. Da, și mai avem nevoie să le mai scoatem. Să le scoatem ciocurile de aici, pentru că nu avem cum altfel. Ieși. Așa. Hai să vedem și următoarea, care era undeva pe aici. Nu. Bă, nu știu dacă avem suficiente scoase. Uite-le mă pe aici. Cred că știu de ce mi-a dat cutiile acum. Mi-am dat seama. Cred că trebuie să arunc în ciocurile lor. Poate? Da, asta era. Și nu-mi zic acum că trebuie să le scot pe toate. Adică balonul s-a coborât destul de tare, dar nu știu dacă e suficient. Mai una acolo sus și mai una aici. Bum! Ia una... Oh, shit! Trebuie un pic mai tare. No, nu ajunge deloc. Trebuie să mă urc pe scări pe aici. Hai că ne urcăm acum repede, repede jur. Da, e un pic mai complex acest puzzle decât celelalte pe care le-am avut până acum. Un pic mai diferit și un pic mai complex. Da, e ok. Că ne descurcăm noi. Ne descurcăm noi, nu e nicio problemă. Adică până acum nu a fost să nu ne descurcăm. Cred că un singur puzzle am avut la care m-am încurcat un pic mai mult. Ăla care a fost cu mașina. Unde am tăiat videoclipul pentru că pur și simplu nu mi-a dat seama cum se făcea. Dar în rest au fost destul de chill puzzle-urile până acum. Aș spune că a coborât suficient de tare încât să ne izbim de clădirea aia. Oh, da! Oh, dă-i full înainte, viteză! Fii atent că intrăm în clădirea aia direct. Deci acum impact frontal. Oh my god. Asta cred că va fi brutal. Oh, doamne. Intrăm în clădirea aia. Nu. Olei. Bam. Ah! Mamă, s-a văzut cum am intrat și eu cu tot cu zeppelin în clădire. Mamă, cât de tare e.
Ia să vedem, care ar fi următorul nivel? Deci noi suntem acum la 21, următorul ar fi 22, mai avem 23 și 24, cred? Hai să vedem 22, nu o să facem 22 astăzi, cred că o să lăsăm pentru episodul următor, dar vreau să vedem așa cum e. Nivelul ăsta pare destul de interesant, ia să vedem noi. Desert, Alien Planet, ceva care lipsește acolo și Factory. Ce se întâmplă aici? O să pui ăsta în priză. Și dacă te duci aici și apeși pe buton... What? Ai un teleporter ăsta, mă! Dar unde ne-a băgat? Zice Factory. Deci cred că te poți teleporta în diferite zone. Nu știu, asta rămâne de văzut în episodul următor. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!